Ne dublăm cunoștințele despre HIV și le împărtășim cu dumneavoastră. Subiect: cunoștințe de bază HIV și SIDA, un proiect al Asociației SIDA Ajutor Krefeld. Asta este Lucy. Lucy a auzit multe despre HIV și SIDA, dar ceva concret ea nu știe. Și la tine e la fel? În întreaga lume, aproximativ 38 de milioane de persoane trăiesc cu HIV, dintre care circa 88.000 trăiesc în Germania. HIV este prescurtarea de la virusul imunodeficienței umane. HIV infectează celulele sistemului imunitar și determină aceste celule să producă noi viruși. Fără medicamente HIV, sistemul imunitar va fi în cele din urmă atât de slăbit încât poate genera boli grave care pun viața în pericol. Apoi vorbim despre SIDA. SIDA vine de la prescurtarea pentru AIDS, care înseamnă sindromul imunodeficienței dobândite. Lucy nu a fost în clar că HIV și SIDA nu sunt aceleași lucru. Dar HIV poate fi transmis? HIV este transmis în principal de către persoanele care nu iau medicamente pentru HIV și care fac sex neprotejat. HIV este apoi transmis prin fluidele corporale care conțin un număr deosebit de mare de virus. Acestea includ sânge, spermă, lichid vaginal, mucoasa intestinală și laptele matern. Important, HIV nu se transmite prin salivă, transpirație, lacrimi, secreție nazală și urină. Prin urmare, în viața de zi cu zi, HIV nu poate fi transmis deloc. Egal dacă vă sărutați, dacă dați mâna sau vă îmbrățișați și nici dacă folosiți aceleași tacâmuri, veselă sau prosoape. Persoanele care iau în mod regulat medicamente HIV nu pot să mai transmită virusul. Lucy știe că mulți oameni se tem și sunt nesiguri când au de-a face cu HIV. De aceea Lucy vrea să-și împărtășească cunoștințele cu mulți oameni. Tu știi acum? Atunci spune-le prietenilor tăi, familiei tale sau distribui acest video pe rețelele de socializare.